Au fost momente de panică la spitalul lui Surcanu din Timișoara după ce o bubuitură puternică a zguduit clădirea în care se află laboratorul de imagistică. Pompierii au fost chemați de urgență pentru a verifica dacă nu cumva ar fi fost din nou vorba despre scăpări de heliu în zona aparatului RMN. Pompierii au constatat că nu este vorba despre niciun pericol la spitalul de copii din Timișoara. Motivul zgomotului puternic a fost evacuarea de gaz. În aceste momente, activitatea se desfășoară normal la spitalul lui Surcanu.